seara și din acele venit am făcut. Ai mai zis ora de algebră, să spunem. Ora de algebră, zic, da. Subiectul 2. Pies 2. Aici este exercițiu. Arătați că numărul amic e egal. Amic, așa. Că. Amic egal, paranteză pătrată, după care deschideți una rotundă, 7 minus 4, radical din 3, totul, închideți rotunda la puterea 2013, plus 1 supra, din imaginea, 7 plus 4, radical din 3, la 2013, închidem paranteza pătrată, ori, 14 plus... Este o altă paranteză. Da, rotundă. După, deci, înaintea de 14, acum. Deci, aici e bine. Aici e bine. Și 6, așa, 14, 14, plus 8 radical de 3. Totul la 2013. 2013. Și este numărul natural. Să arătăm că... Amic e numărul natural. Da, deci să arătăm că numărul ăsta aparține din mai mult. Ce e vorbește? E rog. Trebuie să analizăm. Sigur că da. Asta e foarte important. Ce ai analizat tu aici? Deci, hai să facem o discuție. Asta propun eu și... Da. Doareți în aceeași mitoare din prima paranteză, 7 plus 4 ani ca din 3, tot la 2013. Deci paranteza e rotundă, ți-o spărbuiți la aceeași mitoare. De ce motiv? De ce credeți? Ca să simplific și ăla, că dau în 2 faptul una acolo, simplifica la acolo și... Deci, mai întâi aici, de ce crezi că ați zis să lucru aceeași mitoare? Tu ai făcut așa, nu? N-ai făcut așa. Adică ce ai făcut? O idee trebuie să ai și o inițiativă trebuie să ai, nu o să stai așa blocat. Scriam 7 minus 4, îl aduceam sus și scriam așa ca fiind 7 minus 4 radicale în trei, tot la 2013 supra 7 plus 4 radicale în 3 la 2013, pe lângă 7 minus 4 radicale în 3, tot la 2013. Deci raționalizare acolo, da? Da. Mulțeai și sus și jos cu 7 minus 4 radicale în 3 la 2013. Și ce obții din toată chestia asta? Merg la ta. Deci inițiativa ta, să vedem unde ajunge. A egal cu. De 7 minus 4 radical din 3. Vorbește tu la de 7 minus 4 radical din 3 totul la 2013. Plus. Plus, plus 7 minus 4 radical din 3, totul la 2013. Supra. 7 plus 4 radical din 3. Și vin de la 2013 și unul și altul, poți să spui că e A minus B pe lângă A plus B și face la 2 minus B la 2, adică face 49 minus... Minus B la 2, adică 4 la 2... 16 ori? 3. 48. 48. 48, da? 49 minus 48, totul la? A 2. La 2013. Chidem paranteza, ori? Ori 14 plus 8 radical din 3, tot la 2013. Și la mai departe mergem. Aici 49 minus 48 face 1. 1 la 2013. Dispare. Și acum asta se repete. Asta plus asta. Să nu dăm un factor. Adică dăm și... 7 minus 4. Face. Faci 1 plus 1. E 2. De 2 ori asta. Da, da, de 2. Deci dai un factor comun, nu prea sună frumos. Ci zici, pe lângă 1 plus 1. Corect. Profesioniste, știi? Corect. Spăți foarte bine. Da? Deci de 2 ori, pe lângă 7, minus 4, radical din 3, totul la puterea 2013. 13. Ce ori? Plus ori? Ori? Mai spate de vorbă. Vezi? Adică... Hai, aici ce face? Aici ce de acolo, un 2? Un 2, da? Da, un 2. Și când voi scrie 2? Hai zi, păi 2 pe lângă. Așa. 7 plus 4, radicale 3. Așa. La 2013.
Totul, adică ce înseamnă totul? Adică și cu 2-ul. Adică și cu 2-ul, așa. Adică paranteză și cu 2-ul. Adică 2 la anul. De la 2013. Și ăsta? 2 la 2013. 7 plus 4 la 2013. Și acum? Și 2 la 2013 scriu mai în față și vor 2 ăsta și face 2 la 2014. 2 la 2014. Pe lângă Adi. Pe lângă Adi. Încă e 7... 4... Acolo e 4, 9, 7, 7, plus... Ba minus... Ha, și se reduc. Zi, mai e bine că bă, da, și să reduc bani, 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 iată că aparentații aparțin numelor de asta. Hai să vedem minunatul. Ai mers cu alte idei, aceea să aduci la aceeași numitor. Că fie și totul la fel. Că atunci când aduci la aceeași numitor, 7 minus 4 radical de 3 primi 7 plus 4 radical de 3 7 la a doua. 49 minus 48, 1 și 1 face 2. Și vine 2 supra 7 plus 4 radical de 3 la 2013. Și aici v-am scos un factor comun în 2. Cu 2 se înțește. Că e 2 la puterea 2013, ori un 2 de sus, ca și 2 la 2014, pe lângă paranteza 7 plus 4 radical de 3 la 2013. Care e la numitor, se simplifică și dă vreun 2 la puterea 2013. Tot aceeași dată. Nu e. Dreptate de corect. Important este că ajungem la aceeași rezultat. Deci și tu ai o dreptate, dar uite că trebuie să îndrăznești. Așa că stai... Așa și spun eu. La fiecare ce faci. Doi. Se consideră funcția. Cum funcție? Doi. E definită pe valori linear. F de X egal cu minus X plus 5. Minus X plus 5. A. Verificați dacă punctele A de minus 1, 6. Dacă A de coordonate. Minus 1, 6. Da. B de coordonate 0, 1. Și C de 0, 5. Aparțin graficului funcției. Da? Dacă aparțin, se da. Întrebare. Și apoi reprezentați grafic funcția. Și la B, determinați coordonatele punctului care aparține graficului și pentru care modul de X egal cu modul de Y. Îndeplinați coordonatele punctului care aparține graficului. Ce aparține? Graficului. Pentru care modul de X egal cu modul de Y. Surfă poza. Care modul de X egal cu modul de Y. Merge B1, C1, da, am verificat. Ai verificat-o? Tu trebuie să-și scrii, trebuie să-și faci, toate rezolvările, foaie, chiar. Deci, începem așa. A de coordonate minus 1, 6 aparține. Da, aparține chestia. A de coordonate minus 1, 6 aparține graficului linear. Dacă și numai dacă, F de minus 1 egal cu 6. Așa trebuie să așa și trebuie să-l zice, să-l gândiți. Da.
Și punctul este pe grafic, dacă coordonatele verifică. Da, și verifică. Ce și-ar să echivalent? Funcția era minus x plus 5, deci adică f de minus 1 egal cu, în loc x pune minus 1, face minus 1, plus 5, egal cu 6, adevărat. Așa scrieți, așa arată. Da? Adică graful A mare, rezultă ca mare de coordonate minus 1 și 6, aparține graficului lui F. Ne aducem la punctul B. B de coordonate 0 și 1 aparține graficului lui F. Dacă și numai dacă, F de 0 face 1. Ce ce avem să spun? Mai echivalent F de 0, 5. Cum scrim F de 0, și egal cu 5. Și să fie egal cu 1. Diferi de 1. Fals. Adică B de coordonate 0 și 1 nu aparține graficului lui F. C de coordonate 0 și 5 aparține graficului lui F, dacă și numai dacă, F de 0. F de 0 egal cu 5, echivalent, dacă și numai dacă, F de 0 egal cu minus 0 plus 5, care egal cu 5 și pui cu aparține. Adevărat. Și ce de coordonate 0 și 5 aparține și C și graficul lui F. De ce vreau să vorbim de punctul de ce aparține graficului? Punct. De B. D sau D, D, greșit. D, da. D, D, bun. D, 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 să găsim coordonatele acelui punct, da. De coordonate X0 și Y0. Care aparține graficului. Ce aparține graficului lui F. Nu știu cum aș vrea intuiția ta la ceva. Care aparține graficului F. Și dacă aparține asta echivalent cu scrierea care e. Asta. Egal cu F de X0 egal cu Y0. Deci echivalent cu dacă F de X0 egal cu minus X0 plus 5. Și atunci aparține graficului. Deci Miruna, faptul că aparține, te cheamă Miruna, da? Nu. Cum mă dau pe așa? Ai răspuns tu. Bun. Deci F de X0. Asta înseamnă că F de X0 să fie egal cu Y0. F de X0 egal cu Y0. Echivalent. Ce înseamnă, Maria, F de X0? Minus X0 plus 5. Minus X0 plus 5 să fie egal cu Y0. Și asta este o primă relație. Ce ne mai spune? Deci am fructificat deocamdată afirmația. Punctul aparține graficului. Aparținul graficului înseamnă că relația asta e adevărată. Pentru că are modul de X egal cu modul de Y. Acum mai avem încă o informație. Modul din X0 egal... Deci modul din X0 egal cu modul din Y0. Este a doua informație care e adevărată. Ce se leagă ce... Păi oare se leagă? Pare. Da. Pentru că modul din Y0, da? Modul din Y0 egal cu modul din X0, să o caută, da? S-o facă ce pasă. Ce pasă? Păi că X0 egal cu X0 și Y0 egal cu minus X0. Merg două cazuri. Da, Miruna, eu să țin cont că am relația asta. Păi deci, da. În loc de Y0, pun minus X0 plus 5. Corect. Și este echivalent. Cu modul din... În loc de Y0, pun minus X0 plus 5. Egal cu modul de X0. Asta e relația. O singură necunoscută. X0. Mm-hmm. Și trebuie să o traducem. Minus X0 plus 5 egal cu X0 și egal cu minus X0. Deci de aici rezultă că am avea minus X0 plus 5 egal cu X0. Egal cu X0 sau minus X0 plus 5 egal cu minus 0. Adică 5 egal cu 0.
Cea de-a doua este falsă. Da, da. Egal. Și la prima. 5 egal cu 2 x 0. 2 x 0 egal cu 5 pe 2, da? Exact. Dar mai unde este decât pe x 0, trebuie să găsești și pe y 0. Nu. Unde? La relația de aici, y 0. Avea, y 0. Egal cu minus 5 pe 2. 5 pe 2. Plus 5. Și egal cu... Hai, zi. Adică y 0 egal cu... 5 pe 2. Cu 5 pe 2. 5 pe 2. 5 pe 2. I-am găsit. Și punctul... Da, dar trebuia să ne dăm seama că... Punctul de coordonate? De 5 pe 2, 5 pe 2. Dar putea să ne dăm seama cu modul de x 0 egal cu modul de y 0. Ei, dar putea să fie și minus, nu? Da. Nu? Am tradus pur și simplu relații cu atenție și ceea ce am obținut este asta, că în clipa asta avem punctul P de coordonate. De. 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 De coordonate 15 pe 2. 15 pe 2. Și 15 pe 2. Asta e punctul pe care trebuie să-l găsim. De 15 pe 2 și 15 pe 2. A, fără nici un grafic, fără nimic. Da, asta e. Asta a fost. Da. Altceva? Da. Ai găsit acum așa cum s-a luat. Ai uite de tu, de luna, orice. Ce? Nu prea de gândi pur, eu știu eu. Altă bine, e cu a doua. Nu ai să fie. Hai, la mine. Ce subiectul tău? Subiectul tău, nu mai facem geometria la anii, facem doar subiectul tău, mă facem parcelul. Așa ce vezi eu, parcelul. Fie funcția IF. E cum de valoare IF? Da. Pentru care IF de X. IF de X de pe IF cu valoare IF. Pentru care IF de X egal. Cu IF de X. Egal. Cu radical din 3 pe 3. X. Plus 1. Ce-o cu 2? A, reprezentați grafic funcția IF și B. Rezolvați înmulțimea numerelor reale, în ecuația. Da, deci... La graficul funcției. Amin, da? Da, graficul. Graficul e cum am. Da, și la B. Să rezolvăm în ecuația în IR. F de X plus. F de X plus F de radical de 3. Mai mare sau egal cu X plus radical de 3. A. Graficul lui F. Ce este graficul? Cine e graficul? Maria, cum am mai văzut-o. Dreaptă ce conține între puncte. Deci, o dreaptă, trebuie două puncte. Adică, concret, cum faci? Dăm valoarea lui... X. Adică, să zicem, oameni, X egal cu... X egal cu 0. Așa, așa, atunci Y cu 4. Y cu 1. 1. Avem punctul afară de coordonate 0 și 1. Și Miruna, x egal cu? X egal cu radical din... 3 radical din 3. 3 radical din 3. Și atunci y-ul, care apare, e... 3 radical din 3, vrei? Nu, 3 radical din 3. 3 ori radical din 3, da? Da. Ca să dea... 3 ori radical din 3. Sau așa, depinde. Lăsăm așa, bine. Lăsăm așa, da? E 1. Deci y egal cu 1. Radical din 3 pe 3, ori... E 1. Ori 3 radical din 3 pe 3 pe 1 și e 1. Face 1 plus 1, 2, da? 1 plus 1, 2, da. Hai, să simplificăm aici. Da, și 2. 1 plus 1, 2. Deci avem punctul B. De coordonate? 3 radical din 3. 3 radical din 3 sau dacă raționalizăm... Radical din 3 plus 3. Și se și mai radical din 3 ar fi. Radical din 3, cum ai spus cu Delona și... Da. Și acum, hai să reprezentăm graficul. Cât ar însemna radical din 3? Mă
Ai cam cât crezi tu? A, 1,75 poate. Da. 1,74, ceva de Și 1,73. Da. Deci, ziceam, x-ul 0, y-ul 1. Și x-ul e radical din 3, adică 1,70. Încercăm să-i reprezentăm mai riguros. Cam mai. Pe aici la 73. Și 2. Și 2. 1, 2. Asta e punctul A. Și asta e punctul B. Și iată, de ce e o punte, de ce o dreaptă și numai una. Asta este graficul ei. Graficul funcției, așa arată. Și la punctul B, să rezolvăm în ecuația e de x plus y de radical din 3 mai mare egal de x plus radical din 3. Maria, adică Maria, Maria. O să avem radical din 3 pe 3. Deci, la punctul B, o să spunem e de x care înseamnă radical din 3 pe 3 ori x plus 1 plus radical din 3 pe 3 plus y de radical din 3 minus 1 înseamnă ce? Deci 1 și 1, 2, da? Am făcut aici. 2 mai mare egal pe 1 decât x plus radical din 3. Echivalent cu radical din 3 x pe 3 plus 3 mai mare egal decât x plus radical din 3. Deci radical din 3 pe 3 plus 3 e mai mare egal decât x. Da, x o să-i da și da. X nu l-a spus. Radical din 3 x pe 3. Radical x, da. Așa. X plus radical din 3. Am trecut tot la același lucru 3. Deci am trecut pe 3 cu 3. Și x plus radical din 3. Peste tot. Deci radical din 3. 3 x plus 9. Mai mare radical decât 3 x plus 3 radical din 3. 3 x, da? Plus 3 radical din 3. Așa. Scădem. Dăm facul 1 pe 3 în asta. Nu, ce facem în toate? Ce mai putem face? Ce cu X? Ce într-o parte, nu? Sigur că da. Tot ce cu X într-o memo și așa. Ce radical din 3X? Radical din 3 ori X minus 3X. Mai mare radical din 3 minus 9. Ce ce ar înseamnă? X pe lângă radical din 3 minus 3. X pe lângă radical din 3 plus 3. Să fie mai mare radical din 3 pe lângă radical din 3 minus 3. Mai mare radical decât 3 pe lângă radical din 3 plus 3. Atunci începem la x și la 3. Adică x mai mare decât 3. Rezolvăm în ecuația. Da, x mai mare egal decât 3. De ce? De ce? Păi radical cu radical din 3 minus 3 în împărțire. Simplificăm, da. Da. Și x mai mare egal ca 3, cred. Și tu ești de acord, Maria? Tatu, fel și tu, Adi? Zi, Adi, ești sau nu ești? E indecis. Miruna a zis de aici, de rezultă, x mai mare egal decât 3. Nu prin simplificarea aceea cu radical din 3. Da, aici vezi că acolo când îmi dau... Și trebuie să faci și mai micuile în urmă. Radical din 3 minus 3 nu dă cu minus? Că e cu minus, că radical din 3 n-ai zis cu 1,73. Ce contează? Poate un modul? Nu ți-e scos. E un număr negativ. Așa, și produs. Și? Te face și mai mic. Era 300 de ani două. Ia să vedem. Uitați, 2, atenție, 2 e mai mic decât 3, da? Să înmulțim cu minus 5. Să fie minus 10. Atunci ce înseamnă? Minus 10 este? Mai mare. Mai mare decât minus 15. Și se schimbă semnul. Asta! Prin înmulțirea sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, se schimbă sensul inegalității. Observați, observați-vă. Ia-ți păcărea. Deci
Dacă când ai dat factor acolo, să fi văzut chestia aia, puteai totul în partea cu 3x. Știi? Deci, o creație, minus, să faci. Deci, ai 3 minus radical de 3 și atunci nu mai se întâmplă nimic, știi? Da, deci zicem, prin înmulțire, mă bucur că ați făcut asta, pentru că trebuie avut grijă, ori de câte ori înmulțim, sau, deci prin înmulțirea, în paranteze, împărțirea unei inegalități, înmulțirea, sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, se schimbă, și subuneați, se schimbă sensul inegalității. Se schimbă sensul inegalității. Și de unde se spunea că x mai mare ca 3, de fapt corect este x mai mic egal decât 3. Adică x aparține de la minus infinit la 3 închis. Voi găseați tocmai partea complementară, de la 3 încolo. Și îmi pare foarte rău, urmă secundă, îmi pare foarte rău că nu m-am lăsat așa și ziceam, hai să verificăm dacă ieși din bun. Și când ne duceam cu ieșirea la 3 acolo, nu mergea. Și care era treaba? De unde? Da? Deci mergea interesant, dar n-am avut. Adică de 3 dacă încercai la ecuație să ai pozitiv acolo și nu dai partea cu 3x pleca termenul radical din 3, atunci aveai 3 minus radical de 3 și atunci nu te mai încurcat loc. Da, dacă te gândeai de acolo ca să iese pozitiv, știi? Dar de regulă se procedează așa, se duce tot ce ai cu x într-un membru. Da, da, dacă se gândea să fie pozitiv, atunci am mutat dincolo, se gândea că radical de 3 e mai așa. Asta însemna ca de la din dată să se sesizeze că 3 minus radical din 3 sau radical din 3 minus radical din 3 este pozitiv, iar radical din 3 minus 3 este negativ. Deci asta... Deci, atenție. Dar au discutat, au zis că radical din 3 e 1,73. Deci știa. Așa. Acum să rezolvăm în ecuația următoare. Modul din F de modul din x plus 5 în modul mai mic decât 3. Deci modul din f de modul din x plus 5 mai mic decât 3. Adică f modul din x plus 3 trebuie să fie mai mic decât 3 și mai mare decât 3. Deci mai, ar trebui să avem ce? Faptul că un modul e mai mic decât 3 înseamnă că expresia dintre partea acestea... Trebuie să fie 3 sau minus 3. Cuprinsă între... 3 și minus 3. Între minus 3 și 3. Da. Deci asta s-a traduce echivalent cu scrierea minus 3 mai mic decât f de modul de x plus 5. Mai mic decât 3. Deci pentru modulul din exterior. Da? Pentru modul din exterior. Deci când am modul dintr-o șmecherie mai mic decât un număr, înseamnă că șmecheria aceea toată între minus și plus. Minus. E de X-ul pe lăsa. Asta da. F scrie 3 mai mic decât... Deci avem minus 3 mai mic decât... Radical din 3 pe 3 ori modul din x plus 5 plus 1. Deci faptul că F de... Așa trebuie să spun numărul la mine. F de modul din x plus 5. Adică, drept argument al funcției acum, este modul din x plus 5. Și oriunde văd x-ul în x primare, pune modul din x plus 5. Da. Modul din x plus 5. Deci vă spune ce? Radical din 3 pe 3 ori modul din x plus 5. Stop. Ade, să înțelege? Faptul că am f de modul din x plus 5. În loc de x-ul de aici, punem modul din x plus 5. Și vine la radical din 3 pe 3, ori modul din x plus 5. Plus 1. Plus 1, mai mic decât 3. Scădem 1. Echivalent cu. Scădem 1 peste tot. Minus 4 mai mic la x plus mai mică. Mai mic strict, adică radical din 3 pe 3. Modul din x plus 5 mai mic decât 2. Da. Am mulțim 3. Deci cu 2. De ce? Cu 3.
Hai să mulțim cu 3 pe radical din 3, pe radical din 3, cât înseamnă asta? Cu radical din 3 pe 3. Cu radical din 3 pe 3. Mulțim cu radical din 3. Ca să faci pe radical din 3, face 3 pe 3, face 1. Deci mulțim cu radical din 3. Dubla integralitate cu radical din 3. Și ea devine, să vedem ce devine. Minus 4 radical din 3. Minus 4 radical din 3, mai mic decât din modul minus plus 5, era 1. Mai mic decât și 2 radical din 3. 2 radical din 3. Și acum avem, când le luăm separat, minus 4 radical din 3 mai mic decât x plus 5, modul minus plus 5, și modul minus plus 5 mai mic decât 2 radical din 3, luăm fiecare. Sunt două. Da. O luăm de primul. Prima, la asta aveți ceva de comentat? Da, nu îți poate fi negativ acolo. Adică modulul e de la 0 la 2 egal 3. Modulul ăla e de la 0 la 2 egal 3. Deci modulul este mai mare decât modulul negativ? Da. Este. Deci este de asta e interminat, e rezolvat, e bine. Și e definită. Da? Nu, 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 nu tăiem. Deci, asta e adevărată. Da. Că modulul e mai mare decât se arată apoi decât un număr negativ. Cu atât mai mult. Singura chestie care v-am de făcut asta este. Da, deci este echivalent. V-ați spune doar atât modul de x plus 5 mai mic decât 2 moduri din radical din 2 radical din 3. Asta fi x plus 5 mai mic cu 2 radical din 3 și mai mic cu minus 2 radical din 3. Două chestii. Adică nu e nimic mai mic. E cuprins între. Deci x plus 5. Am mai făcut asta de sus. Să o scriem două ori, chiar așa. 2 x plus 5 mai mic decât 2 egal 3, x plus 5 mai mic decât minus 2 egal 3. Nu mai mic. Deci, mai mare. Că e unde? A, e cu minus și... De... Păi, odată x plus 5 mai mic decât 2 radical din 3 pe mână. Da. Și odată x plus 5 mai mare decât. A. Minus 2 radical din 3. Da, deci e scris odată în cele două, dubla inegalitate. Deci echivalentul a spus că x plus 5 e cuprins între Maria minus 2 radical din 3 și respectiv 2 radical din 3. Și acum ce se face? Scădem un 5 pe asta, acolo. Și atunci ce devine? Minus 5. Minus 2, minus... Minus 2 radical din 3, minus 5. Mai mult decât 5, că 2 radical din 3, minus 5. Decă 2 radical din 3, minus 5. Ce ce-a de semnat? Ce ce-a de semnat? X e de la minus 2 radical din 3, minus 5, până la... 2 radical din 3, minus 5. Deci de aici înseamnă că x aparține intervalului deschis. Minus 2 radical din 3, minus 5. Minus 2 radical din 3, minus 5. Până la 5. 2 radical din 3, minus 5. Deschis. 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 Asta e ecuația rezolvată. Dacă vi s-a fi întâmplat așa, ia să văd eu, cum ați fi rezolvat voi următoarea? Modul de x plus 5, să zicem, cuprins între 2 și 7. Eu am separat. Deci, asta s-a aflat. Deci, e echivalent? 2 mai mic decât x plus 5, modul din x plus 5. Cum? 2 mai mic decât modul din x plus 5. Sau invers, modul din x plus 5 mai mare decât 2, nu? Da. Sau modul din x plus 5. Nu, sau și. 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 Că simultan trebuie să se întâmple. Și modul cealaltă. Modul din x plus 5 mai mic decât 7. Modul din x plus 5 mai mic decât 7. Așa, mai mic decât 7. Din prima, avem că x plus 5 este mai mare ca 2 și mai mic, nu, este... Da. Cuprins între minus 2. Este cuprins între minus 2 și 2. Nu, asta e între minus și... Între 7 și 7. Dar asta că e mai mare... E de la 2 la plus infinit. O dată? Deci de la minus infinit la 2. Da, la minus infinit. Și la minus infinit la? 2. La minus 2. La minus 2. Când ar fi fost mai mic ca 2, însemna că între minus 2. Deci dacă ar fi fost de așa, modul din x plus 5 mai mic ca 2, asta o traduceți.
ca fiind așa, x plus 5, cuprins între minus 2 și 2. Da? Dar dacă voi ați avut modul din x plus 5 mai mare ca 2, înseamnă că, de fapt, complementarea de la 2 încolo, da, și de la minus infinit până la minus 2. Deci de aici rezultă că x plus 5 mai mic, pardon, mai mare ca 2. Sau, bună și partea cealaltă, că x plus 5 mai mic ca minus 2. Deci x plus 5 e dincolo de 2 și partea cealaltă de 2 minus 2. Se explicitează modulul ca să nu se spune. Da, explicitarea modulilor la ei este un pic mai dificil, dar eu aveam foarte rapid așa. Că atunci când e mai mic între cele două valori, între minus 2 și 2, și când e mai mare în zona de afară, minus infinit, minus 2 și... Nu? Ca ea să aveam. Deci când a fost mai mic ca 2, am zis că este între minus 2 și 2. Mm-hmm. Pentru modul din x plus 5 mai mic ca 2. Asta era zona. X plus 5 între minus 2 și 2. Cu mai mare, de asta la fel. Complementar. Adică zona care rămăsese în afară, la minus infinit la minus 2, la minus 2 plus infinit. Ei, ca să epuizăm problema de aici, ne întoarcem. Pentru x plus 5 mai mare ca 2, se așează în cine? Ca fiind ăsta, x aparține de la 2 la plus... Deci asta este echivalenta, cu... De la 2 la plus... x plus 5 mai mare ca 2, sau x plus 5 mai mic ca minus 2. Da? De aici x trebuie să fie mai mare decât minus x mai mare ca x mai mare decât minus 3. Da. Sau x mai mare x mai mic decât minus 7. Minus 7. Ce înseamnă aici mai mare ca minus 3? Adică de la minus 3... x aparține la minus 3, la plus infinit. Și x mai mic ca minus 7, x aparține... De la minus infinit până la minus 7. Minus infinit la minus 7. Și cum îi sau între ele, adică facem ce? Asta reunim. Pune și una și cealaltă. Deci de aici rezultă că x aparține... De la... minus infinit minus 7. Minus infinit la minus 7. Reunit cu minus 3. Minus infinit. Asta e pentru prima. Deci prima rezolvată. Acum să o rezolvăm și pe cea de-a doua. Complicat, da? O rezolvăm foarte rapid, nu? Ca asta mi-e la îndemână. Ce înseamnă modul de x plus 5 mai mic ca 7? Minus 7. Minus 7. Mai mic ca... X plus 5. Mai mic ca 7. Mai mic ca 7. Ce este să avem? Deci spre... Minus 5. De a... Să scădem minus 5. Minus 12. Minus 12. Mai mic ca X. Mai mic ca 2. O să fac că X este cuprins între minus 12 și 2 deschis. X cuprins între minus 12 și respectiv 2. Deschis. Și a fost și între este. Da. Adică să vedem mulțimea... Adică de reuniu și peste. Atenție! La și intersecții facem. La sau îl facem la și intersecții. Și una și cealaltă. Deci, la cum arată intersecție. Da? Mulțimea comună. Ce au comun, da. Adică ce au comun, căutat. Și acum, pe o axă, am să reprezint numerele. Minus 12 mai mic. Minus 7. Minus 7. Minus 3. Și 2. Și 2. Și prima mulțime este de la minus infinit la minus 7. Și minus 3 plus infinit. A doua vrea între minus 12 și 2. Deci și cum? Și
Și ne uităm la ce aici avem cu minus 12. Și va ține intervalul. Da, deci prima apărea așa. Minus 10 și minus 7. Și așa. Și minus 3. Cealaltă vrea zonașă. Minus 12, minus 7 și minus 3, 2. Deci răspuns corect este disaparține intersecția, nu? Partea comună. Disaparține de la minus 12 la minus 7, reunit cu minus 3, 2. Sigur că v-am dus aici la ecuații cu moduli, inecuații cu moduli. Da? Inecuații cu moduli. Ce am urmărit eu, de fapt? Am vrut să văd dacă voi înțelegeți modul dintr-o, din F de modul. Ce înseamnă asta? În locul de X pune acolo modul. Și una din inegalități a fost natural îndeplinită, rapidă. Dar cealaltă am muncit și am făcut-o. Și mi-am zis, da, dacă n-ar fi natural îndeplinită, dacă ar fi situația asta. Dacă n-ar fi situația aceea, ce aș face? Am spus. Ce întrebare la domnul. Imediat. Terminăm data. Alo. 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 Păi sunt la lecția acum, Maria. Păi ești avisat, nu? Acum sunt la lecție de matematică după ora 10. Pun o întrebare și... Bine? Și bine. Bine. Deci așa cum? Nu și ceva, dar nu o întreb răspunde, domn profesor. Ați am pus suma? Da. Suma a trei numere reale este 190. Da. Trei numere reale. Da. Suma e 190. A plus B plus C, 190. A, B, C real. Da. Și suma valorilor sale absolute este 180. Ce înseamnă asta? Suma valorilor absolute, adică modul. Suma valorilor sale absolute. Ar fi știut. Este după asta, la asta era și pe fara mea. După care zice asta, o dintre ele sunt opuse. Așteptam. Deci, a doua relație. Deci prima este A plus B plus C facă suma lor. Iată. Și suma valorilor sale absolute este 280. Deci valoare absolută, adică modul. Modul din A plus A plus modul din B plus modul din C. Valoarea absolută a unui noi este modul din A plus B plus C. Da? Deci când zic valoare absolută, adică nu țin cont de semne. Deci modul din A, plus modul din B, plus modul din C. Egal cu 280. Egal cu 280. Și zice că două dintre ele sunt opuse. Adică așa, așa e egal cu minus B. Două din ele. A egal cu minus B. O luăm noi. Sau egal cu minus B. Da. Deci n-are importanță. Pentru că aici văd că e vorba de adunare și nu, ori A cu C, ori A cu B, deci nu, n-are nicio. Deci A egal cu minus B. Aflați numele. E interesant, nu? Adică C egal cu 190. C egal cu 190. Da. Că A egal cu minus B și sunt adunate sau un termen. Deci de adăugându-le sub A plus B plus C fac 190 și dacă nu de A cu minus B se reduc, deci din astea două rezultă că C egal cu modul de 190 și tot 190. Deci C egal cu 190. Deci modul din A plus modul din B este egal cu 280